Președintele Consiliului Județean Argeș Dan Manu a vizitat șantierul deschis la Spitalul Județean de Urgență Pitești, unde se execută lucrările la noul corp de clădire al unității sanitare. Potrivit coordonatorului de proiect din luna martie, atunci când s-a dat ordin de începerea lucrărilor și până în prezent s-a executat aproximativ 20% din lucrări, termenul de finalizare fiind de 24 de luni. Noul corp de clădire se va realiza în partea de sud-vest a terenului în suprafață de 31.268 de metri pătrați, aflat în folosința spitalului. Va avea un regim de Subsol parter plus 4 etaje și va putea fi accesibil de la nivelul terenului de pe latura vestică, dar și din construcțiile existente. Ca organizare funcțională, clădirea va avea un nivel subteran în care vor fi amplasate spațiile tehnice aferente construcției, trei adăposturi ala și o zonă destinată prosecturii, iar pe cele cinci niveluri supraterane ale clădirii se vor amenaja secții medicale transferate din clădirea principală a spitalului și un bloc operator, respectiv la parter secția chirurgie plastică și arci, la etajul 1 secția de chirurgie vasculară, la etajul 2 blocul operator cu săl de operație chirurgie plastică, electrofiziologie și chirurgie cardiovasă la etajele 3 și 4 secția cardiologie. Terasa va fi tip grădină cu strat de pământ vegetal și alei circulabile. La nivelul terasei se regăsesc și surse de regenerare a energiei de tipul panourilor solare. Acestea permit ca prepararea apei calde menajere să se realizeze atât de la instalația de încălzire cât și de la instalația de panouri solare. Valoarea totală a obiectivului de investiții este de peste 85 de milioane lei cu TVA inclus, din care peste 36 milioane lei cu TVA inclus reprezintă valoarea pentru construcții montaj, iar aproape 33 de milioane lei reprezintă dotările cu aparatură medicală, echipamente, mobilier medical și general. Întreaga investiție va fi finanțată din fondurile bănești alocate de județul Argeș prin Consiliul Județean Argeș.